ultima zi a acestei săptămâni, iubitorii de teatru sunt invitați să participe la premiera piesei Sărutul, piesă ce se află în deschiderea Festivalului Național Zilele Elvira Godeanu. Pentru premiera oferită de actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu se va percepe o taxă de intrare de 30 de lei. Este un spectacol despre brâncuși, dar nu este un spectacol omagial, cum ar crede lumea că se întâmplă de obicei. Așa încât am să vă sugerez să vă uitați la afiș și la titlu, care înseamnă exact ceea ce veți vedea în spectacol. Sărutul înseamnă o comuniune între două persoane, ca la brâncuș devin un monolit, că două persoane devin o singură persoană. Acest spectacol este destinat tuturor vârstelor. Am fost mai interesat de latura filozofică, să spun, a sărutului, pornind de la multiplele, poate sutele feluri în care sărutul este perceput, să zicem de la sărutul copilului din cărucior, până la trecând prin sărutul de nuntă, sărutul mâinii, sărutul, deci toate formele de sărut posibile. Festivalul Național Zilele Elvira Godeanu se va încheia pe 11 iunie.